16.500 de elevi primesc burse de merit ori de ajutor social de la bugetul de stat. 10.500 dintre aceștia primesc burse de merit, iar aproape 5.000 de ajutor social. În acest an școlar, ei vor beneficia în total de 16,1 milioane de lei. Deocamdată, unitățile de învățământ preuniversitar au primit de la municipalitate 3,4 milioane de lei, sumă aferentă burselor pentru primele trei luni ale acestui an școlar. În ceea ce privește drepturile elevilor cu cerințe educaționale speciale, suma prevăzută în bugetul acestui an este de 2,1 milioane de lei, din care municipalitatea a alocat 450.000 de lei, suma aferentă trimestrului întâi. Potrivit legislației, cuantumul minim al burselor în semestrul 2 al anului școlar 2021-2022 este următorul. 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 de lei pentru bursa de merit, 150 de lei pentru bursa de studiu, 200 de lei pentru bursa de ajutor social. Per total, cele mai mari sume, adică 1 milion de lei, vor primi în acest an colegiul Național și Colegiul Costache Negruții, urmată de școala normală Vasile Lupu, cu 961.000 de lei și colegiul Emil Racoviță, cu 889.000 de lei.